Temperaturile scăzute și precipitațiile din ultima perioadă au pus probleme conducătorilor auto care au vrut să urce în stațiunea montană Parâng. Carosabilul a fost acoperit de un strat de polei, iar autoritățile au fost nevoite să intervină. În zona de intra, vreau să spun așa, municipiul Petroșani nu am întâmpinat probleme, dar în schimb în zona Rusu, mai exact de la Telescaunul Vechi până la zona Rusu, este polei pe jos. Chiar astăzi am discutat cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean și dumnealui a luat măsurile de îndată și a trimis echipa de dezăpezire pentru a da cu material antiderapant. Am luat legătura cu Consiliul Județean, întrucât acel drum este aparține de dumnealor, este DG709F și astăzi cred că în câteva minute de când dăm acest interviu o să fie mașinile sus pentru a se putea circula în condiții de siguranță. În Valea Jiului, un alt drum cu probleme este cel care duce spre Voineasa. Potrivit informațiilor de la CNADNR, aici stratul de zăpadă măsoară 5 cm. Prima bursă a locurilor de muncă din acest an va avea loc în a doua săptămână de după Paște. Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă pot participa la această bursă care va avea loc în data de 24 martie. În 24 aprilie, Agenția Națională a stabilit organizarea primei burse la nivel național, pentru care și agenția noastră se pregătește. Deci, cei care vor fi interesați, în 24 aprilie, începând cu ora 9, va fi prima bursă pe care o organizăm anul acesta. Urmează ca în această perioadă să fie contactați angajatorii și șomerii, însă paleta locurilor de muncă este redusă. Din păcate, lista locurilor de muncă este destul de restrânsă. Avem locuri de muncă pe munci forestiere, în confecții, comerț. Așteptăm locurile de muncă din construcție. Sper să revină vremea și să putem să ne ridicăm la un nivel destul de înalt cu această bursă. Oamenii sunt interesați pentru a-și căuta un loc de muncă. Din păcate, paleta meserilor este destul de redusă și nu le putem pune la dispoziție locurile de muncă pe care ei și-ar dori. La nivelul județului Hunedoara sunt înregistrați aproximativ 10.000 de șomeri. Cheltuielile extrem de ridicate cu întreținerea bazinului didactic din Petroșani au dus la creșterea tarifelor de intrare. Aceste cheltuieli a bazinului se ridică la 10.000 de lei lunar. Astfel, pentru a putea acoperi cheltuielile, începând de luni 6 aprilie, toți cei care vor intra la bazinul didactic vor plăti mai mult pentru un bilet. Tarifele de not s-au modificat cu data de 1 aprilie, conform hotărârii ședinței Consiliului Local, și tarifele sunt modificate în următoarea formă. De la 5 lei student și elev la 7 lei, de la 70 de lei elev și student, de la 50 de lei elev și student la 70 de lei, iar pentru adulți de la 10 lei la 14 lei și de la 100 de lei abonamentele la 140 de lei. În primul rând, cheltuielile la bazin sunt destul de mari și ca să putem face un echilibru și ca să fim câtuși de puțin rentabili, ca să vă spun, ar trebui ca să facem aceste majorări. De precizat este faptul că în această săptămână, când la nivel național în sistemul de educație se derulează programul Să știi mai multe, să fii mai bun, elevii au acces gratuit la piscina școlară. Vin și copiii, vin și adulții și chiar suntem bucuroși că îi avem aici lângă noi și mai ales acum cum avem săptămâna porților deschise și la un alt fel de școală, deja avem un număr de copii care vin și care s-au înscris la bazinul nostru de notă. Și este gratis pentru aceștia în săptămâna aceasta? Și săptămâna aceasta, între orele, încă o dată vreau ca să rețineți, între orele 11 și 13, chiar 13:30-14, se va intra pe gratis. Biletul de intrare este valabil 2 ore, timp în care adulții, dar și copiii, sunt supravegheați de personalul care deservește bazinul. Iepuraș de Paște. Pentru ca petroșenenii să simtă atmosfera sărbătorilor pascale, reprezentanții administrației locale au luat decizia de a monta mai mulți iepurași. 3 rozătoare vor anima centrul civic al localității. Anul acesta, sărbătorile pascale, o să avem 3 iepurași amplasați pe raza municipiului Petroșani, probabil că 2 vor fi amplasați pe centru civic și unul în sensul giratoriu de pe DN66 din imediata vecinătate a Bisericii Catolice. Alte ornamente nu se pun în oraș, cu excepția sărbătorilor de iarnă. Astăzi începem montarea lor și de mâine seară cred că o să fie funcționale, să poată fi amplasate pe raza municipiului și să dea un aspect de sărbătoare
sărbătorile de Sfintele Paște. Creștinii ortodoxi sărbătoresc Învierea Domnului duminică 12 aprilie. Sportivii de la secția de karate a Clubului Sportiv Municipal Jiului Petroșani vor pleca săptămâna viitoare în Letonia la campionatul european. Tinerii speră să se întoarcă cu medalii, însă până atunci ne spun cum este viața unui sportiv. Mă simt chiar foarte pregătit, mai pregătit ca niciodată pot spune, pentru că am antrenat foarte mult, antrenamentul a fost dificil, dar sunt sigur că o să merite. Te-a ajutat vreodată în viață faptul că ai practicat sport? Da, multe cercuri sunt privit foarte bine pentru că spune, uite, acelele face sport, vine și la școală, are rezultate bune peste tot și mă simt foarte bine din cauza asta. Chiar aș vrea să urmez această carieră, dacă tot am talent și m-am apucat, chiar aș vrea să continui tot așa. Având în vedere că m-am antrenat foarte mult în fiecare zi, 7 zile din 7 și m-am străduit foarte mult, consider că sunt pregătit și chiar dacă ar fi mâine, chiar dacă este peste săptămână, tot vreau să fac un rezultat bun pentru că m-am antrenat mult și cred că merit să obțin asta. Cum este să faci sport de performanță? De la un timp, după câțiva ani, deja ți intră în sânge, ca și cum faci ceva normal, ca și cum mergi pe stradă, ca și cum, deci ceva, rămân, de exemplu, stau acasă câte o zi și mă simt așa, azi n-am făcut nimica, parcă n-am făcut mișcare, n-am fost la antrenament, n-am făcut nimica. Deja e foarte, e ceva normal, mi se pare, să merg la antrenament, să mă stăzesc, să transpir acolo, să vin înapoi acasă. Sunt student în anul 3 la calculatoare și chiar foarte bine, bursier și la facultate și la karate cu rezultate, încerc să împac toate planurile, să fie cât mai bine peste tot. Acești tineri se antrenează în fiecare zi pentru a face performanță. Ei nu au sărbători, nu au zile libere. Cine n-a fost la noi la sală să vadă cât au muncit acest sportiv ca să se califice la lot, ar trebui să treacă să vadă. Deci au antrenament zilnic, mai ales acum în ultima perioadă s-a intensificat, inclusiv de Paști nu vor avea liber decât duminică. Sâmbătă vor avea antrenament, luni, a doua zi de Paști vor avea antrenament, marți vor avea antrenament, fiindcă miercurea viitoare vom pleca spre Sebeș, de unde ne preia autocarul de la lotul național, fiindcă ieșirea se face pe Oradea, Cluj-Oradea. Campionatul European de Karate din Letonia va avea loc în perioada 17-19 aprilie.